Sebastian Ghi, dezvăluiri explozive despre Victor Ponta, cum s-a ajuns la război pe facul Coldea. Fugarul Sebastian Ghi dezvăluie faptul că urmărirea sa a lui Victor Ponta a început din anul 2013. Ghi susține că procurorii doreau să-i fac dosar lui Ponta pentru ce dorea o poli de asigurare, în caz ce acesta câștiga alegerile prezidențiale. Pe tot parcursul anului 2014, când erau seltai în serie preedinii de consilii județene de la PSD, Ghi susține ce Ponta a intrat într-un conflict deschis cu Florian Coldea, chiar l-a ameninat ce le de afară, dacă ajunge preedinte. În 2013 primise ordin pe unitate îi întrebau, de Ghi tii ceva, de Ponta tii ceva? În 2013 se pregteau deja, Ponta intrase într-un mic conflict cu sistemul, îi se pregteau deja să le urubrească. Nu după alegeri, totul era pregtit dinainte, i chestia cu cumnatul, i chestia contra mea, totul era pregtit. Dacă ei a preedintelui Ponta îi făceau ce i-au făcut preedintelui Iohannis, un dosar ca să se asigure ce sunt numii din nou, doamna Covesi să se asigure ce e bine aprat. Din 2013 alergau după Ponta îi duc mine. Aveau, nu aveau ce se găsească, ei alergau, i Vlad Cosma mi-a spus miei lui Victor Ponta, ia se chinuie se ve bage, ne întreab ce avem despre voi. Erau multe chestiuni de viziune, multe diferene, eu să o spun, chiar dacă supre pe unii, teoria cu listele cu Baron, listele cu PSD-i făcute la obeut cu Coldea. Cu Ponta i maior este fals. Maiorii cu Ponta s-au zbătut destul de tare, nu pentru unul sau altul, ci pentru ideea ce acest sistem de justiție trebuie să-i urmeze un curs normal. Nu făcea niciodată Coldea nici o list cu nimeni, se trezeau pur și simplu cu masca ei peste ei. În momentul în care Ponta a început să spun, domnule, nu e în regulă, nu sunt de acord cu metodele pe care le folosi, ce probele sunt false, domnule, aici este mult prea puin, declara ea unui denuntor pentru a aresta un președinte de CJ sau să îi interzici să mai meargă acolo la birou. În multe momente Ponta a început să devin mai rebeli, totul a sfârșit cu un conflict. În ultima perioadă, în 2014, relațiile erau destul de reci între Ponta și Coldea, a declarat Sebastian Ghi, în interviul acordat lui Ion Cristoiu. Întrebat dacă este adevărat ce Ponta a promis lui Coldea ce le de afară dacă ajunge preedinte, Ghi a confirmat. Ponta i-a zis de mai multe ori, nu doar o singură dată, mai în glumă, mai în serios. Mi-a plăcut gluma, a mai spus Ghi. Practic, Sebastian Ghi contrazice o mare teorie care s-a vehiculat în spaiul public, conform căreia Victor Ponta i-ar fi vândut pe baronii PSD în anul 2014. Victor Ponta a negat acest lucru, iar acum Sebastian Ghi explic că nu exista nici măcar o listă neagră, ci doar refuieli punctuale.